Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Ne aflăm în vizită la domnul profesor dr. Dafi Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității din România, prodecan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Tema discuției propusă pentru această primă întâlnire este creierul și conștiința. Și vă garantez că tot ceea ce veți afla o să vă ofere o nouă perspectivă asupra vieții și sănătății. Vom discuta despre funcționarea creierului în relație cu gradul nostru de conștiență asupra vieții și vom analiza câteva dintre cele mai moderne teorii despre aceasta. Vom prezenta mecanismele de neuroplasticitate și toate acestea vor fi ilustrate cu imagini grafice și animații sugestive pentru o înțelegere aprofundată. Așadar, să începem cu o introducere. Ce este creierul și ce este conștiința? Cred că o introducere în acest subiect necesită, în primul rând, a ne aduna toate forțele gândirii și a ne concentra atenția, pentru că, până la urmă, neurofiziologia ne vorbește despre performanțe crescute în condițiile în care reușim să ne concentrăm atenția. Știm cu toții că acest sublim organ care ne definește, care ne poartă personalitatea, creierul, e o componentă fundamentală a organismului. El are doar 1,3 kg, dar în medie, dar consumă resurse enorme, de exemplu 20% din debitul circulator, o mare cantitate din energia generală a organismului. Toate aceste substrate sunt absolut necesare unei funcționări, să spunem, perfecte acestui sistem care ne coordonează pe noi și ne oferă imaginea unui tot în interiorul organismului, dar ne și pune în contextul planetar și universal, ne pune și în contextul social. Deci, cred că avem un arc foarte important între, să zicem așa, neuroștiințele care se ocupă strict cu substratul material și partea, să spunem, cognitiv-spirituală, care este foarte importantă și ne duce spre conștiință. Prin urmare, e foarte greu astăzi să desparți și aceasta este practic una dintre marile zbateri ale lumii științifice, să aducă la oaltă creierul și conștiința astăzi. Nu lucrăm într-o manieră de dihotomie, ci luăm practic modelul integrativ și a aduce și a descrie corect interfața creier-conștiință este o chestiune extrem de dificilă, extrem de greu de realizat, mai ales în contextul unei escalade supermaterialiste a științei și a modalități de abordare pozitiviste, dar iată că există străbatere ale științei, există niște zone în care reușim să punem la oaltă aceste două aspecte aparent antagonice, substratul material și conștiința. Până nu de mult era aproape o dogmă faptul că conștiința trebuie privită ca un efect al funcționării creierului. Astăzi suntem de acord că lucrurile nu stau chiar așa și o vom vedea pe parcursul discuției noastre în continuare, cu mențiunea faptului că această zonă de elucidare a raporturilor dintre creier și conștiință, această zonă este descrisă cu mare succes de către neuroștiințele cuantice, de către fizica cuantică aplicată astăzi. Și cred că în acest context teoriile moderne ale creierului și noile științe ale neurologiei care se bazează pe neuroplasticitate și pe capacitatea creierului de a se reface, până nu demult crezându-se că acest lucru nu este posibil,
s-ar apropia din ce în ce mai mult către zona în care noi înțelegem că a fi o ființă conștientă nu este un efect al creierului. Da, deci aici aș iniția discuția dinspre zona pur pozitivism materialistă a științelor neurofiziologice, să spunem, clasice. Vă dați seama că chiar și pe acest teritoriu a existat o limitare imensă până nu de mult asupra faptului că nu eram complet, să spunem, convinși despre puterea și capacitatea creierului de a se regenera. Foarte multă vreme. Deci, iată, în această zonă aparent de simplistă abordare, aveam niște limite. Astăzi, și aș porni de aici, astăzi este clar demonstrat prin toate mijloacele științei moderne că avem un proces de regenerare a creierului. În ansamblul lui și faptul că într-una organismul are capacitatea de a produce noi neuroni. Primul proces se numește neuroplasticitate și înseamnă, practic, capacitatea unor structuri care deja există de a se modifica în funcție de activitate, în funcție de informație, în funcție de stările pe care organismul le are sau după anumite leziuni patologice. Iar cea de-a doua se numește neurogeneză. Neurogeneză înseamnă posibilitatea de a forma neuroni complet noi pe care se aduce într-o structură care deja există. Aceste două procese, aceste două concepte puse cap la cap, neuroplasticitatea împreună cu neurogeneza, armonizate de procesul de neurotroficitate care ține de maniera de înlănțuire corectă și de expresie genetică corectă a unei structuri, adică capacitatea ca acest creier al nostru sau acești neuroni să-și mențină funcția și diferențierea pe specialități. Asta înseamnă, de fapt, neurotroficitate. Toate aceste procese fac parte dintr-un cadru larg care se numește, să zicem, așa la pe înțelesul tuturor, capacitatea generală de neuroregenerare. Capacitatea de neuroregenerare a creierului. Deci aici avem aceste subcategorii. E clar că, și vreau să menționez, că pentru prima dată complet demonstrat faptul că avem neuroregenerare și în primul rând că avem neurogeneză în creierul nostru a fost făcut târziu. Deci această demonstrație a venit abia în 1997 la om. Se știa din anii 60 că diverse animale, dar modele experimentale au dovedit faptul că există neuroregenerare. Dar la om neurogeneza propriu-zis a fost demonstrată prin publicațiile lui Erickson în 1997 în Nature, fapt care practic a reprezentat o, să zicem așa, o epocă de cotitură, sfârșitul anilor 90. Și pentru că ar fi foarte util ca telespectatorii să aibă și o imagine mai pătrunzătoare asupra neuroplasticității, eu aș propune să vedem un film care l-am pregătit și în mod cu totul excepțional vom relua spre difuzare un material de 4 minute despre neuroplasticitate care a mai fost inițial prezentat cu altă ocazie, deoarece au fost amintite atunci câteva idei din acest domeniu al științei medicale, dar fără o aprofundare corespunzătoare. Poate într-adevăr creierul uman să-și reconfigureze conexiunile sinaptice? Noile cercetări în domeniul neurologiei au dovedit că acest lucru este posibil chiar și în cazuri extreme. Specialiștii sunt convinși că neuroplasticitatea, adică capacitatea creierului de a se reconfigura sinaptic, este reală și ea poate fi educată și înțeleasă de către oricine. Astfel, bolile și afecțiunile pot fi vindecate prin aplicarea metodelor de neuroplastie, iar acest lucru poate determina apariția proceselor de vindecare în timp foarte scurți și uneori cu rezultate spectaculoase.
Nu trebuie să faceți altceva decât să permiteți creierului dumneavoastră să se dezvolte. Neuroplasticitatea este o caracteristică a creierului care ne ajută să înțelegem faptul că avem resurse și posibilități de vindecare și dezvoltare personală. Atunci când învățăm noi deprinderi, când dezvoltăm noi obiceiuri și moduri de gândire, creierul realizează noi legături neuronale numite sinapse. Această aptitudine a creierului este deosebit de utilă în domenii precum alimentație, managementul stresului, vindecare și dezvoltare personală. Anumite exerciții mentale sau fizice și mișcări ale corpului reprezintă cheia implementării unor mecanisme de reconfigurare neuronală. Pentru aceasta, specialiștii au alcătuit o hartă specială a creierului care le indică corespondența dintre o anumită concentrare mentală sau un exercițiu fizic care implică o anumită contracție musculară și activarea anumitor zone ale scoarței cerebrale, așa după cum se poate observa în aceste imagini. Așadar, descoperirea care va revoluționa întreaga gândire medicală și conceptul de boală este legată de neuroplasticitate. Pe cât ar părea de uimitor, această filmare realizată cu ajutorul microscopului electronic de înaltă rezoluție evidențiază apariția noilor sinapse la un pacient care execută exerciții fizice sau mentale speciale de reconfigurare neuronală. Creierul are o capacitate crescută de neurogeneză, de reconfigurare și dezvoltare. Exercițiile fizice corect executate împreună cu respirația determină mai întâi creșterea fluxului sanguin în creier și apariția unor mecanisme de dezvoltare. Miliarde de celule nervoase realizează în permanență trilioane de legături în creierul nostru care transmit impulsurile asemenea fulgerelor din timpul furtunii. Fiecare celulă își are locul și rolul ei specific. Fiecare legătură care se formează are la bază o lege uimitoare a organizării și ordonării. Nimic nu este întâmplător și nu se derulează haotic. Ceea ce specialiștii se străduiesc să înțeleagă este cum anume e posibil acest lucru. Trilioane de conexiuni perfect ordonate, perfect organizate, într-o comunitate de miliarde de celule nervoase. Acest fenomen nu mai poate fi explicat prin intermediul codului genetic, deoarece este ca și când creierul ar interpreta o piesă de teatru al cărui scenariu e furnizat de codul genetic, dar ea nu are regizor, nu are producător, iar actorii nu au învățat nimic înainte. Acesta e un mister neelucidat. Așadar, despre reconfigurarea neuronală, cred că este cel mai util să prezentăm câteva detalii pentru telespectatori, după care vom parcurge câteva dintre cele mai moderne teorii ale creierului care sunt deja în circulație în comunitatea științifică. Da, așa cum spuneam înainte de acest extrem de ilustrativ material. Cu scuzele de rigoare pentru că nu am folosit în termenul corect de neuroplasticitate, neuroplastie. Neuroplasticitate. Deci neuroplasticitate. Termenul, da. Neuroplasticitatea, practic, este termenul care vine din zona de știință fundamentală. Noi, din punct de vedere clinic, folosim și, mă rog, în terminologia anglosaxonă, se folosește foarte mult termenul de neurorecovery, adică mecanismul de neuroreabilitare și regenerare a creierului. Este demonstrat, așa cum spuneam, faptul că creierul în ansamblu și neuroplasticitatea trebuie să o înțelegem ca un mecanism foarte complex care acționează în ansamblul sistemului nervos, atât central cât și periferic, pentru că noi avem procese de regenerare și refacere a sistemului nervos, atât la nivelul creierului, la nivelul măduvei spinării, la nivelul măduvei spinării mult, mult mai puțin, din cauza aceasta traumatismele vertebromedulare sunt mult mai greu de recuperat uneori. Din simplu motiv că măduva spinării este un etaj executiv, unde nu e nevoie de atâta reconfigurare. Măduva trebuie să execute ceea ce creierul comandă. Prin urmare, o leziune acolo face dificilă regenerarea, pentru că nu există libertate genetică de a
determina programe de regenerare. Sunt anumite substanțe care inhibă regenerarea la nivelul mădulei spinării. Foarte interesant. În sistemul nervos periferic, de asemenea, din punctul de vedere al neurobiologiei, există o anumită libertate de regenerare mai mare. Prin urmare, cel mai restricționat sector cu privire la reconfigurare este mădula spinării. Date fiind aceste lucruri, revenind acum la într-un plan, să zic, de interfață între știință și medicina aplicată, aș vrea să menționez faptul că toată această nouă viziune asupra regenerării sistemului nervos a influențat extraordinar practica medicală, tehnicile de neuroreabilitare și suntem astăzi într-o zonă din ce în ce mai aproape de o realitate biologică. În schimb, modul în care venim dinspre structurile cognitive, dinspre partea de conștiință, este puțin mai dificil de descris astăzi, tocmai pentru faptul că știința s-a concentrat foarte mult pe elementele strict materiale, mai puțin asupra cunoașterii influențelor pe care conștiința în sine le exercită asupra corpului. Dogma clasică, așa cum spuneam, este că, mă rog, acest extraordinar fenomen și concept care este conștiința este efectul funcționării unei structuri materiale. Este un efect. Se pare din ce în ce mai mult că lucrurile nu stau așa și conștiința are un rol deosebit de activ, iar în ultima decadă, cercetări științifice extrem de riguroase și pe metodologia clasică au demonstrat faptul că reconfigurarea stărilor cognitive și de conștiință duc la modificări structurale la nivelul sistemului nervos. Și nu numai la nivelul sistemului nervos, ci la nivelul întregului organism. Prin urmare, astăzi avem faptic demonstrat că există o relație directă și în sens invers. Conștiința influențează materia și o poate influența independent. Acest lucru, într-un mod sofisticat, a fost demonstrat, așa cum spuneam, aproximativ în ultima decadă. Există grupuri de cercetători, în special la UCLA, University of California, Los Angeles, care lucrează nemijlocit în domeniul științelor cuantice și au demonstrat acest lucru. Clinicieni la Universitatea din Montreal, împreună cu grupuri de studiu imagistic, au demonstrat faptul că anumite programe de training mental, o anumită educație, o reconfigurare a modului de a gândi, o reconfigurare a, să spunem, a modului de a-ți concentra atenția asupra unor elemente, duce la schimbări drastice la nivelul sistemului nervos, capabile fiind aceste schimbări de a influența stări patologice, de a ne comuta dintr-o stare patologică într-o stare normală. Exact asta este cel mai interesant lucru prin faptul că, de exemplu, dacă este afectată o anumită zonă a creierului, avem un organ bolnav, el se reflectă pe scoarța cerebrală într-un anumit loc, dar tot aceeași arie cerebrală, de exemplu, este responsabilă și cu o anumită mișcare mecanică, cu o anumită mișcare pe care noi vom constata atunci că nu o putem realiza, pentru că nu o putem realiza tocmai din acel motiv că acolo există ceva care afectează acea arie. Și atunci, cum am înțeles și din materialul prezentat anterior, atunci când recomandările medicale au studiat exact ce mișcare trebuie asociată acelei afecțiuni pentru ca pacientul să-și revină, înseamnă că prin intermediul efortului de voință pe care el îl depune ca să execute acele exerciții sau acele concentrări, focalizări de atenție, vor ajuta la vindecare, la reconfigurare.
Da, e foarte adevărat, aceasta este chiar și abordarea, aceasta este abordarea clasică. Da? Știm că un anumit agent etiologic, o anumită cauză, a afectat o anumită zonă a creierului și apoi această afectare are anumită expresie clinică. Avem o hemipareză, avem o tulburare de câmp vizual, avem ceva. Nu auzi bine, amețești și așa mai departe. Corespondența aceasta dintre zonă și aspect clinic este datorată modului de așezare a funcției creierului. Dar astăzi știm că nu este un dat. Știm că nu este un dat. Alte structuri se pot reconfigura și prelua funcția acelor zone care sunt afectate. Ba chiar mai mult. Nu este nevoie. Deci asta e prima idee. Da? A doua idee. O idee foarte importantă că nu numai făcând neapărat ceva fizic, de exemplu, un program de kinetoterapie, un program de training cognitiv, mișcând mâinile de 50 de ori într-un anumit fel, făcând un program de gimnastică și așa mai departe, vom determina un efect asupra zonei lezate și o recuperare. Nu. E chiar mai mult. Asta e clar. Și era deja în filozofia clasică a unei terapii bine conduse. Cu substrat rațional științific. Astăzi, cu la fel de mult substrat rațional științific, știm că anumite deficite se pot recupera nu neapărat prin exercițiul fizic exact, ci prin exercițiul imaginativ. Ajunge să ne imaginăm, pacientul să-și imagineze că face o anumită activitate, da? Au fost studii foarte interesante pe loturi de bolnavi care făceau training-ul real și pe alți bolnavi foarte asemănători din punct de vedere clinic ca și leziune, ca și tablou clinic, care făceau un training imaginativ. Și s-a demonstrat că efectele benefice sunt aproape comparative între cei ce făceau training-ul real și cei ce făceau doar în imaginația lor. Și mi-aduc aminte aici de două exemple extraordinare. Milton Erickson s-a vindecat. E clar că nu putea să abordeze altceva în situația lui în care paralizia i-a cuprins întregul corp în afară de ochi. Doar pleoapele le mai mișca și până a doua zi toți medicii au dat că speranța lui de viață este zero, dacă va mai vedea răsăritul soarelui. A văzut răsăritul soarelui, a văzut și a doua zi și a treia zi și prin aceste tehnici imaginative a reușit treptat, treptat fiecare mușchi să-l reașeze sub controlul creierului, să devină capabil să se miște și a văzut acel răsărit de soare încă 60 de ani din acel moment, fiind la ora actuală considerat părintele psihoterapiei moderne. Iar al doilea caz despre care se știe foarte puțin în lume și sper să am fericită ocazie să-l pot prezenta telespectatorilor, este cel al teologului Michael Leduit, care în urmă cu aproximativ 20 de ani, el fiind în acea vreme consilier al fostului papei de la Roma, papa Ioan Paul al II-lea, fiind membru în Comisia Teologică Internațională, a suferit de o distrofie musculară transversală, o boală foarte grea. Și este clar că și în cazul lui, tehnicile la care ar fi putut să apeleze erau probabil de natură imaginativă. Și ăsta este un lucru extraordinar. Deci faptul că există oameni care au dovedit că pot să se vindece din niște situații aparent fără ieșire. E adevărat, însă ca să nu creiem, să zic așa, iluzii de șarte unor pacienți și să ne păstrăm cu picioarele pe pământ. Știu, trebuie niște bucuroințe extraordinare. Aș vrea să precizez faptul, nu am cunoștință asupra celui de-al doilea caz clinic pe care l-ați evocat, dar vreau să vă spun că ceea ce am afirmat acum are o solidă bază științifică și se referă la
studii clinice făcute pe pacienți. Probabil că primul caz a fost supradiagnosticat. Evident că într-un caz de secțiune medulară completă sau într-un accident grav, da, vascular sau, mă rog, de orice altă etiologie, în momentul în care rămâi cu o tetrapareză, e foarte greu să te refaci din această tetrapareză, te poți doar adapta la ea. Ceea ce spuneam și menționam se referă la cazurile care nu au leziuni deosebit de grave. Deci, totuși, există niște limite în care putem susține aceste afirmații. Cred că e bine să precizăm faptul că acestea au fost și niște cazuri excepționale și că majoritatea pacienților nu reușesc să... Întotdeauna există cazuri de excepție, există și minuni, știința uneori este neputincioasă să le explice, religia nu dorește să le explice de multe ori, da? Și așa mai departe. Dar păstrând într-un cadru științific, o mare izbândă a neuroștiinței este faptul că a demonstrat acest lucru, a neuroștiințelor aplicate, faptul că există diverse metode și a faptului că este demonstrat astăzi că această activitate mentală, deosebit de importantă, ne duce într-o zonă de recuperare. Astăzi este aplicată în centre foarte moderne de neuroreabilitare, în pachete de neuroreabilitare care sunt în virtual reality. Deci, realitate virtuală, tehnici computerizate, extrem de moderne și sunt aplicabile. Sigur că fiecare caz este o istorie și întotdeauna există limite. Trebuie să înțelegem. Există limite în codurile pe care noi le folosim și în relația pe care noi o folosim astăzi, la nivelul științei actuale, care poate nu este cea mai bună, sigur nu este cea mai bună. Sigur nu am atins ultima graniță a cunoașterii, mai avem enorm de mult de făcut. Dar, ca și o puntă de trecere într-o abordare științifică extrem de rigidă de acum două decenii, de exemplu, și ceea ce facem astăzi, putem spune că am reușit o conexiune și o mare diferență. Să trecem acum la principalele teorii moderne legate de funcționarea creierului și o să încep totuși și cu teoria morfogenetică a lui Rupert Sheldrake, care afirmă următoarele, foarte pe scurt. Formele și comportamentele trecute ale organismelor le influențează pe cele prezente și viitoare, favorizând apariția unor conexiuni și deprinderi ulterioare. Categoric este una, deci nu luată în întregul ei toată această afirmație și aceste principii, dar esența acestei afirmații este complet probată de știința neurologică și anume, astăzi știm foarte bine, că acei neuroni care lucrează împreună dezvoltă conexiuni împreună și tind să elaboreze funcții tot mai complexe. De altfel, există o expresie foarte bine, să zic așa, instalată, confortabil instalată în neuroștiințe și anume că the neurons that are firing together are wiring together în limba engleză, adică cei ce lucrează împreună și descarcă impulsuri împreună, reușesc să se conecteze împreună spre a realiza îndeplinirea unei anumite funcții. Prin urmare, nu vine decât acest principiu foarte bine demonstrat, deja este demonstrat de 20-30 de ani și, de altfel, dogma intuitivă exprimată de aceste cuvinte e undeva, teoria aceasta este elaborată undeva în anii 20 de către grupuri de cercetători care vedeau lucrurile în acest fel. Și a fost o mare concurență între școala gândirii înghețate asupra regenerării creierului al Ramonica Hall, care deși era un mare neurofiziolog, susținea că vom muri cu mult mai puțin neuroni decât ne naștem și că neuroni nu mai apar în creier și așa mai departe. Sigur că regeneraționiștii care susțineau încă de atunci nu au avut forța de a aproba lucrurile, dar iată, în anii 80-90 lucrurile au căpătat lumina reală. Totuși, meritul lui Sheldrake a fost acela de a se implica, chiar cu riscul de a-și pierde funcțiile academice, în această cercetare care
la vremea respectivă a fost considerată o erezie. Da, e limpede. Astăzi suntem mândri de această teorie și anume teoria conlucrării structurilor pentru realizarea unei funcții. De altfel, puteam să o deducem și acum 200 de ani. Da? Funcția formează organul. Sunt foarte multe concepte observaționale, de altfel de bun simț, care ne duc cu gândul într-o asemenea direcție. Dar ca să demonstrezi și să transformi în știință ceea ce intuiești, necesită o energie și o metodologie, care apoi să fie recunoscută. Să-l amintim pe Carl Pribram, care spunea următoarele. Atunci când observăm lumea, creierul comunică cu restul corpului prin tipare de interferență, fază, amplitudine și frecvență. Altfel spus, noi percepem un anumit lucru, obiect sau fenomen în funcție de modul în care rezonăm cu el. Da, este adevărat. Sunt seamă de lucruri, se păstrează și vin să întregească peisajul de neuroștiințe care lucrăm. Practic, domeniul acesta neurocognitiv are o abordare puțin deosebită decât neuroștiințele clasice, domeniul științelor comportamentale și cognitive, care au o conexiune mai mare cu psihiatria și încearcă să explice modul în care noi rezonăm cu lumea din jur și ecoul lumii din jur asupra noastră determină anumite pattern-uri de configurare interioară. Astăzi știm foarte bine că parte din aceste teorii și viziuni sunt complet valabile. Știm foarte bine, special în teoria comportamentului, că regăsim câte ceva din aceste afirmații. Astăzi știm acest lucru. Și există o întreagă știință care vine și detaliază modul în care putem reconfigura comportamentul uman spre bine sau spre rău. Deci există resurse în acest sens, în mod consistent. Următorul ar fi Robert Ian, care făcea următoarele afirmații. Atunci când pătrundem suficient de adânc în universul cuantic, s-ar putea să nu mai existe deosebire între mental și fizic, conștiința fiind aceea care încearcă să dea sens unui viscol de informații. În locul a două lumi aparent tangibile, s-ar putea să nu avem decât una singură, câmpul și capacitatea materiei de a se auto-organiza coerent. Cred că ne apropiem de cea mai consistentă zonă și mai modernă, atât ca și probatoriu științific, cât și din punctul de vedere a apropierii conștiinței de creier. Mi-a plăcut debutul emisiunii în care încercai să extragi de la mine o definiție a creierului și a conștiinței și iată-ne pe teritoriul abordării cuantice, parcă există o mai mare libertate și o mai mare coerență în a explica științific aceste lucruri. Pentru cineva care cunoaște esența teoriei cuantice, a mecanicii cuantice, practic, a fizicii moderne, aplicate la nivelul sistemului nervos și a neuroștiințelor, va fi ușor de înțeles când voi spune faptul că, din punct de vedere a relației creier-conștiință, creierul este particula, iar conștiința este unda. De fapt, există o contopire în această zonă a ceea ce se numește materie și un epifenomen al materiei pe care noi îl considerăm, care nu este deloc adevărat. Fapt, practic, cele două se contopesc într-una și se transformă. Prin urmare, cred că această definiție îmi place foarte mult și anume, de fapt nu e o definiție, este o viziune asupra acestei îngemânări între materie sub formă de creier, materie ultra superior organizată și creier, care practic reușesc să coabiteze și să genereze un tot.
Există chiar și o... și undă. Exact. Există și o teorie, numită teoria informației, despre care am amintit și într-una din cărțile mele, în care se amintea faptul că cele trei cantități fundamentale ale Universului sunt materia, energia și informația, dar de fapt ele sunt doar din punct de vedere didactic separate în felul acesta. În realitate ele sunt inseparabile. Da, în realitate sunt inseparabile și astăzi este îndeopște acceptat faptul că și împărțirea realității în materie și energie este una extrem de primitivă și limitativă. Nu reușim să cunoaștem și să înțelegem în esență mare lucru din univers. Da, este slabă și din punct de vedere didactic. Sigur că da, extrem de slabă. Trebuie să evocăm faptul că 96% din univers nu este tangibil cunoașterii prin simțurile și metodele noastre. Energia neagră și materia neagră, așa cum sunt descrise ele de către cea mai avansată fizică, astrofizică curentă la nivelul cunoașterii actuale, este intangibilă. Doar 4% din univers este tangibil cunoașterii prin metodele observaționale și tot ceea ce înseamnă om, gândire, instrumente. Atât reușește. Chiar am înțeles că există o ipoteză asupra faptului că, de fapt, materia, așa zisa materie pe care este observabilă referitoare la univers, este, justifică doar 4% din întreaga sa existență. Restul de 96% este, așa zisa, materie neagră, energie neagră, ceva ce noi încă nu putem înțelege. Categoric, categoric. Și venind de aici este ușor. Probabil că e un alt mod de a exprima ceea ce, într-o manieră cât se poate de sistematică, am dorit să evoc. Și de aici este ușor să vii pe segmentul materiei cunoscute de noi, să vii în miezul cuanticii și să privești atomul și să vezi că cea mai mare parte din el este gol, în accepțiunea clasică. Nucleul este extrem de mic în raport cu volumul, electronul este extrem de departe de nucleu, în esența lui, acest sistem super stabil care este atomul, practic este un enorm vid. E aici vine cuantica și spune, băieți, greșiți, de fapt nu este un vid, este doar o aparență de vid, este vidul cuantic, care are cea mai mare cantitate de energie și, de fapt, acolo este procesul. Adevărata sursă, adevărata origine, sursă. Izvorul a ceea ce înseamnă, da, de fapt, mișcarea atomului. Nu putem să o atingem, nu-i tangibil. Exact. Prin nivelul nostru de a instrumenta cunoașterea astăzi, prin și nivelul nostru de a aplica. Prin faptul că noi, ca observatori, deja am influențat. Nu este tangibil material. Dar ar putea fi tangibil. Dar calculul ne arată și, de fapt, noile experimente care au fost realizate nu cu multă vreme în urmă în marele accelerator din Elveția, fapt, aici lucrează, în această zonă, și încearcă să pătrundă cunoașterea acestui spațiu gol, acestui vid, care astăzi este foarte bine descris și se numește vid cuantic, în care densitatea materiei este infinit mai mare decât în oricare altă parte, este 10 la puterea 96 de centimetri, de grame pe centimetri, 10 la 96 grame pe centimetri, densitatea vidului cuantic. Practic, energia dintr-un singur atom de hidrogen este infinit mai mare decât energia în materia convențională cunoscută de noi în tot universul. Și, așa cum spunea unul dintre cei mai mari cercetători în fizică cuantică astăzi, dacă am reușit să accesăm, să interferăm, să avem o intrare la această energie, să creezi un nou Big Bang, este nimic. Dintr-un singur atom de hidrogen. Deci aceasta este, practic, cheia cunoașterii Universului. Revenind pe domeniul nostru al neuroștiințelor, astăzi este foarte clar că ori de câte ori vorbim despre conștiință, în lumina neuroștiințelor cuantice, avem de-a face cu
O entitate foarte consistentă, capabilă să modifice realitatea pe care noi o consideram obiectivă. De fapt, paradigma fundamentală a științelor cuantice, a mecanicii cuantice, este aceea că nu mai putem vorbi fizica, nu mai este știința care descrie realitatea obiectivă, așa cum spunea Niels Bohr foarte bine. Și Niels Bohr spunea, astăzi știm și suntem convinși că fizica este acea știință care ne arată nu cum este și cum funcționează materia obiectivă, ci cât putem să știm noi despre materia obiectivă, așa zis obiectivă. În concluzie, nu există materie obiectivă. Nu există, din două motive. Pentru că nu putem ști ceea ce este obiectiv și pentru că noi tot timpul creăm o influență asupra ceea ce se întâmplă în așa zisul mod obiectiv. Și acestea sunt experimente foarte bine demonstrate, sunt teze foarte bine fundamentate ale fizicii cuantice. De aceea și vindecarea unei boli este atât de specială oarecum și de extrem de individuală prin faptul că fiecare pacient are o influență extrem de diferită prin mintea sa, prin starea sa de conștiință asupra factorilor generatori. Și să mai parcurgem un pas legat de aceste teorii ale creierului și anume interpretarea Copenhaga. Interpretarea Copenhaga sugerează faptul că manifestarea aleatoare este o trăsătură de baza naturii, iar acțiunea observatorului asupra sistemelor macroscopice cu grad ridicat de organizare necesită focalizări perfect coerente ale energiilor cu care el realizează observarea. Da, aici, dacă e să discutăm despre principiul de la Copenhaga, suntem exact în filonul mecanicii cuantice și, de fapt, aici este esența. Nu este ușor de înțeles de toată lumea acest principiu, chiar dacă el deja datează undeva aproape 50-60 de ani, foarte bine fundamentat, să spunem, cu mult timp în urmă. Esența principiului de la Copenhaga este că descrie modul în care un observator uman, o ființă umană, poate influența întregul proces și realitatea cunoașterii dintr-un anumit domeniu. Deci ființa influențează procesul și maniera de cunoaștere, omul. Nu într-un mod metaforic, ci într-un mod direct. Conform principiului de la Copenhaga și aceste abordări științifice sunt foarte bine descrise într-un sistem matematic bine integrat. În procesul cunoașterii cuantice, în procesul cunoașterii prin lumina, prin prisma științelor cuantice, avem câteva entități. Odată avem așa numitul obiect al cunoașterii. Obiectul cunoașterii este sistemul care trebuie observat. De obicei este denumit ca și entitatea numărul 1. Entitatea numărul 2 este cel ce exercită procesul de cunoaștere, deci observator. Procesul care se desfășoară și trebuie observat este un proces care este definit de mecanica clasică. Observatorul exercită procesul de observație asupra respectivului fenomen într-un mod dictat de conștiință. Conștiința deci începe să acționeze asupra sistemului și aici este de fapt marele trick și marea descoperire a științei cuantice. Faptul că demonstrează că în funcție de conștiința observatoare procesul în desfășurare se modifică. Și procesul ăla nu este obiectiv. Iar lucrurile sunt cu atât mai complicate cât avem trei ecuații importante în teoria de la Copenhaga. Prima ecuație, numită ecuația lui Schrödinger, este ecuația care descrie ceea ce se petrece în sistemul de observat. A doua
ecuație descrie modul în care observatorul acționează asupra sistemului. Și există o a treia ecuație foarte importantă. Această ecuație a doua este descrisă și poartă denumirea de Heisenberg. A se diferenția de principiul de incertitudine a lui Heisenberg, care este altceva, și care descrie incapacitatea de a descrie locul și viteza în același timp a unei particule elementare. Ecuația lui Heisenberg, care se referă la modul în care conștiința acționează asupra sistemului, este altceva, este principiul 2, a doua ecuație de la Copenhaga. Exact. A treia ecuație de la Copenhaga este ecuația așa numită lui Dirac, care descrie voința naturii de a se lăsa decriptată sau nu. Prin urmare, avem trei procese fundamentale. Procesul așa zis obiectiv, descris de ecuația lui Schrödinger, avem procesul extrem de flexibil al conștiinței, care are un grad de aleator în el, da? Conștiința care observă și care, de ce este un proces flexibil? Pentru că depinde de ce tip de conștiință, de ce tip de instrumente interpui, care este gândirea ta acolo când observi sistemul și așa mai departe. Da? Și natura, cu voința ei de a se lăsa sau a nu se lăsa decriptată. Deci principiul lui Copenhaga vine și face o descriere completă a modului în care funcționează, de fapt, relația dintre ceea ce noi numim conștiință și ceea ce numeam în fizica clasică materie obiectivă. Poate că ar fi util, de exemplu, pentru telespectatori și cred că și-ar imagina mai ușor aceste trei principii enunțate, trei ecuații. Dacă amintim aici acel așa zis experiment, pisica lui Schrödinger, când două navete spațiale, în fiecare este închisă o pisică și într-o cutie și fiecare cutie are un dispozitiv care generează sau nu generează o substanță mortală. Cele două rachete se trimit în două zone foarte îndepărtate al Universului și acolo, dacă există observatori, atunci până la momentul în care se realizează observația, în tot acel interval de timp, starea pisicii este nedeterminată. Ea este și vie și moartă, sau niciuna. Dar în momentul observației, atunci starea pisicii devine determinată și ea este ori vie, ori moartă și atunci exact în ce stare se află pisica numărul 1, exact aceeași stare va fi pisica numărul 2, care este observată în celălalt colț al Universului. Da, aici asta se numește the collapse of the wave în fizica cuantică, și anume anularea funcției de undă. Asta este extraordinar. În momentul în care observatorul intervine și vede, din multitudinea de posibilități potențiale ale sistemului, sistemul evoluează pe o singură direcție. Se spune că unda, practic, celelalte posibilități au fost anulate de către conștiință și conștiința a selectat o posibilitate și aia determină realitatea. Da, Aceasta este fascinant. Nu este ușor într-o educație pe care noi am parcurs-o într-o lume dominată de o gândire mecanicistă și o gândire extrem de legată de aici și acum, este extrem de greu să-ți imaginezi ceea ce, de exemplu, este extrem de greu să-ți imaginezi a patra dimensiune. Cum poate să fie a patra dimensiune? E foarte greu. Este extrem de greu să-ți imaginezi cum conștiința poate selecta din realitate, din proces, așa mai departe. Lumea, până la urmă, este descrisă extrem de bine de matematică și fizica modernă. De altfel, marile daruri ale umanității sunt aduse de către fizica cuantică. Și mi-aduc aminte, un mare filozof și fizician, Daniel Greenberg, spunea că
darurile pe care fizica cuantică le-a adus umanității sunt complet nemeritate, pentru că noi ne-am jucat cu ele de o manieră negativă. În loc să dezvoltăm tehnologiile în folosul umanității, noi am dezvoltat tehnologiile distructive, bomba atomică, multe alte lucruri. Da, cred că ar fi util să facem o emisiune specializată pe cosmologie. Da. Și prietenul meu, profesorul Adrian Pătruț, ar fi încântat să putem face o dezbatere pe această temă. Eu aș vrea acum să revenim, poate și în virtuța faptului că mai avem puțin timp la dispoziție, asupra creierului și îmi aduc aminte că la începutul discuției noastre, la un moment dat ați amintit de faptul că organismul uman trebuie să susțină creierul cu o cantitate foarte mare de energie, energie vitală în primul rând. Deci creierul este un foarte mare consumator de energie vitală. Și mă gândesc acum la numeroase situații în care oamenii, bărbați și femei, prin activitățile lor, prin atitudinile lor, prin relațiile pe care le desfășoară, atât în cadrul social cât și în cadrul intim, pierd foarte multă energie vitală. O consumă haotic, o consumă nechipzuit și atunci primul organ care suferă în corp este creierul. Și alături de el mintea, pentru că mintea este o componentă într-adevăr imaterială, dar ea este nedespărțită de creier. Deci, și atunci mintea devine haotică, devine îngrijorată, omul are un raționament deficitar și până la urmă bolile apar și ca urmare a acestor pierderi de energie vitală. Sigur, energia aici, într-un sens, sunt cu ghilimele. Nu știm încă ce este, dar știm că omul și-o obține prin metabolizarea hranei. Plus, mai are și alte resurse. Domeniul e foarte larg. Dar dacă insistăm puțin și asupra acestor idei. Da, aici, sigur că, așa cum ai prezentat-o, e foarte melanjată și exprimarea și conceptul. Trebuie să deosebim energia aproape măsurabilă pe care o consumăm din alimente, care rezultă din metabolismul nostru și care se leagă de niște concepte foarte bine stabilite, neurofiziologice, niște concepte fiziologice generale, categoric. Și astăzi știm, de exemplu, că un creier normal are nevoie de un anumit aport energetic, acolo vorbim despre calorii, exact. Vorbim despre cantități de oxigen, de fluxuri de sânge. Creierul trebuie să primească 55 de mililitri pe 100 de grame de țesut pe minut și atunci e nevoie de un debit foarte mare. Știm că dacă ne ducem undeva în zona lui 25 de mililitri deja avem mari probleme. Iar dacă ne apropiem de 12, avem un infarct cerebral. Deci există niște termeni foarte stricți, neurofiziologici. Energia vitală este un concept care e un concept la limită cu știința, să zic, clasică pe care noi o practicăm. El e un concept foarte important, de altfel. Dar această energie vitală, în lumina cunoașterii clasice, și aici vreau să vă spun și să parafrazez un mare savant, care e și unul dintre prietenii mei buni, profesorul Jeffrey Schwartz de la UCLA, University of California, Los Angeles, care spunea, deși de 75 de ani știm foarte bine că principiile fizice clasice sunt false, continuăm cu asiduitate a le folosi la explicarea proceselor neurofiziologice. Și avem limite. Astăzi, zona aceasta de energie vitală, pe care noi nu putem să o captăm, să spunem, într-o definiție coerentă și nici să o măsurăm de o manieră științifică, reprezintă un parametru important, pe care zona cuantică a cunoașterii încearcă și începe să-l descrie și chiar să-l măsoare pe undeva. Într-adevăr, homeopatia descrie foarte bine această forță vitală
și vectorul care trebuie redirijat, cum trebuie să te reîncarci cu energie și așa mai departe. Deci mai puțin știința noastră, dar sperând într-o diversificare și într-o efectiv într-un progres a neuroștiințelor fundamentale, cred că există o mare posibilitate ca în viitor să ne apropiem și de această zonă extrem de importantă a energiei vitale, a modului în care energia vitală se cuplează cu procesele neurofiziologice, să reușim să o definim. Ce înseamnă de fapt această energie vitală? Problema este că această energie vitală nu poate fi privită decât în contextul organismului ca un întreg și nu poate fi privită ca energia vitală a creierului, a rinichiului sau a stomacului. Prin urmare, e un concept general, un concept care are nevoie de definire științifică, dar pentru a o defini avem nevoie de niște instrumente. Aceste instrumente sigur vor veni din zona neurobiologiei și a neurofiziologiei cuantice și într-un viitor. Exact, și poate într-un viitor nu foarte îndepărtat, eu mi-aș pune speranțele că știința medicală în special și biologia să se aplece asupra studierii acestor resurse biologice capabile să refacă sau să adauge un supliment de energie vitală la necesitățile organismului. Categoric, există un domeniu de cunoaștere umană extrem de vechi și o medicină foarte bine fundamentată, medicina tradițională chineză, cu acupunctura, care de fapt este știința despre modul în care curge această energie vitală în interiorul unui organism, modul în care trebuie să o redirijezi și să o regestionezi, este exact ca într-o economie, da? Dacă ceva este slab, e o resursă din altă parte și o dirijez spre zona deficitară ca să menții întregul, funcționalitatea întregului. De fapt, aici este și această știință foarte bine fundamentată a acupuncturii, da? Cu filozofia ei, sigur că a fost oarecum simplificată, pragmatizată de către știința occidentală și a fost luat așa mai mult și tratată ca o medicină simptomatică. Da, dar deseori acupunctura folosește energia pe care pacientul are la un anumit moment al timpului, dar nu neapărat și resursele lui aflate într-o stare potențială. Categoric, ca în orice sistem, ai o energie care este tangibilă, dar ai și energii netangibile. Așa cum făceam comparația cu atomul. Noi încercăm să obținem energie nucleară, apropo de toate dezastrele care le avem în jur, datorate fructul otrăvit al fizicii atomice, da? Consecințele negative. Încercăm să scoatem energia din atom, dar modul în care noi o accesăm și acea ultra-microfracțiune pe care o folosim și unii se pare colosală, reprezintă totuși o abordare foarte primitivă. La fel și organismul. Astăzi nu știm de fapt care sunt canalele prin care un organism se depleționează sau se încarcă de energie în raport cu mediul. Nu le putem descrie, pentru că sigur că lucrăm în teoria sistemelor deschise care schimbă substanță și energie și informație cu mediul. Dar nu reușim să descriem aceste canale. Încă medicina modernă a noastră privește organismul ca pe un sistem și tratamentele pe care noi le facem, în general le facem uitând de relația organismului cu universul și uitând câteodată că organismul este un tot și nu avem inimă numai. Iar cardiologii se ocupă numai de inimă, neurologii numai de sistem. Foarte interesant, dar din păcate nu mai avem timp. Mai avem doar un minut până la finalul acestei ediții speciale dedicate unui subiect în premieră, creierul și conștiința. Un subiect asupra căruia este absolut necesar să mai revenim și sper să avem din nou ocazia de a-l avea alături de noi pe domnul profesor Dafin Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității din România, prodecan al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Îi mulțumesc domniei sale pentru participare la emisiune și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit.
Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere. Găsiți la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi vom aborda un subiect inedit și sperăm cât mai interesant și util pentru dumneavoastră, numit Creierul și Conștiința, ce se dorește a fi o continuare a discuțiilor începute în anul 2010 cu unul dintre cei mai renumiți profesori de neurologie din Cluj, care la acea vreme era prodecanul Facultății de Medicină și sunt deosebit de onorat să-l reîntâlnesc. Permiteți-mi însă să fac o scurtă prezentare. Domnul profesor dr. Dafin Fior Mureșanu este în prezent președinte al Departamentului de Neuroștiințe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, membru al Academiei de Științe Medicale din România, președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității, coordonator în programele educaționale internaționale de tip Master European în medicina accidentelor vasculare cerebrale, Universitatea din Krems, organizator și coorganizator al mai multor cursuri europene și internaționale de neurologie. Este implicat în mai multe studii clinice și proiecte de cercetare, este membru în Consiliul Executiv al mai multor societăți naționale și internaționale, fiind invitat la nenumărate congrese naționale și internaționale. Domnia sa are deja un portofoliu semnificativ de articole științifice, contribuții în monografii și cărți publicate la edituri naționale și internaționale. Profesor dr. Dafin Mureșanu a fost onorat la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca cu premiul Octavian Fodor pentru cea mai importantă activitate științifică a anului 2010. Academia de Științe Medicale i-a acordat și premiul Gheorghe Marinescu în anul 2009 pentru contribuții avansate în domeniul neuroprotecției și neuroplasticității. Este absolut impresionant, vă felicit și vă urez bun venit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Puțini jurnaliști din România au privilegiul de a reuși să vă întâlnească, având în vedere orarul dumneavoastră deosebit de încărcat cu sarcini și atribuțiuni. O să trec direct la subiect pentru a folosi la maxim cele 60 de minute ale emisiunii. Există la ora actuală o descoperire sau cercetare legată de creier care ar putea schimba semnificativ modul în care înțelegem lumea și universul? În primul rând, mă bucur foarte mult să ne aflăm împreună în această foarte interesantă emisiune. Și cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi în neuroștiințe și în științele conexe acestui domeniu fascinant, putem spune că, practic, ultima decadă a adus modificări absolut neașteptate înțelegerii noastre, așa cum spuneam și la începutul emisiunii trecute, asupra modului în care noi avem percepția realității prin prisma cunoașterii de la acest nivel. Aș menționa două realizări conceptuale bazate pe dezvoltarea cercetării fundamentale și a cercetării clinice în ceea ce privește înțelegerea noastră, care practic a produs mutații consistente în modul nostru de a înțelege funcționarea creierului. Prima ar fi legată de abandonarea ideii că neuronul este practic cel mai important jucător, cel mai important actor al sistemului nervos, în primul rând al creierului. Și că numai datorită neuronului lucrurile se întâmplă așa cum le știm noi. Și că rețelele neuronale în sine duc la activitatea creierului. Astăzi rămâne foarte mult valabilă ideea rețelelor neuronale, care sunt elementele cele mai stabile și mai importante în funcționarea sistemului nervos central, dacă ar fi să
privim lucrurile strict printr-o prismă super funcțională, atunci rețeaua neuronală joacă un rol important, într-adevăr. Dar din punct de vedere al structurilor profunde de la nivelul sistemului nervos care generează adevăratele funcții, de exemplu, reglarea dintre debitul sanguin și activitatea sistemului nervos, bariera hematoencefalică în sensul permeabilității, interacțiunea dintre sistemul imunitar și sistemul nervos, capacitatea de regenerare a neuronilor, a celulelor gliale și a celulelor vasculare de la nivelul sistemului. Toate aceste fenomene extrem de importante se produc, se realizează într-un sistem care se numește unitatea neurovasculară. Deci, unitatea structurală și funcțională a creierului astăzi este unitatea neurovasculară. Toate funcțiile care pot fi evidențiate și, până la urmă, măsurabile ale sistemului nervos sunt generate, practic, de unitatea neurovasculară. Și asta ce înseamnă? O profundă și stabilă combinație sinergică dintre neuron, celula glială, celulele perivasculare și vasculare. Nici unul dintre aceste componente singur nu poate realiza principalele funcții și, practic, activitatea sistemului nervos. Nici unul singur. Deci este un exemplu de cooperare. Prin urmare, am putea compara foarte frumos unitatea neurovasculară cu atomul. Pentru că atomul este cea mai mică particulă care încă poartă însușirile substanței de origine. El nu mai poate fi separat și nu mai poate fi divizat prin procedee fizice și chimice obișnuite, fără să piardă calitatea și însușirile substanței. Deci pentru corpul biologic, aceasta este unitatea. Dacă divizăm unitatea neurovasculară, obținem niște componente așa cum obținem de la atom. Dar ele nu mai sunt relevante singure pentru funcția generală a sistemului nervos. Deci aceasta aș denumi-o ca fiind una dintre înțelegerile profunde ale modului în care elementele structurale țesutului nervos sunt organizate, comunică între ele, realizează lucruri. La ce duce aceasta? La care este schimbarea, practic? Până nu demult spuneam că niciun medicament nu poate fi cu adevărat eficient la nivelul sistemului nervos dacă el nu trece bariera hematoencefalică. Astăzi am înțeles că, de fapt, datorită acestei relații complexe între componente, anumite molecule care semnalizează doar la nivel vascular, la nivel de celule endoteliale vasculare, poate produce efecte în interiorul sistemului nervos fără să treacă bariera. E ca o și comunicare de la distanță. Ele acționează la nivel vascular, nu penetrează în interiorul, nu intră în contact direct cu neuronul. Dar celula endotelială informează neuronul, pentru că ei de fapt sunt unitatea. Cu alte cuvinte, oricare dintre elementele unității primește semnale, toate celelalte elemente ale unității vor fi informate despre semnale, iar decizia funcțională se ia împreună și se obține o funcție măsurabilă și importantă. Este o cu totul și cu totul altă concepție astăzi. În urmă cu 3 săptămâni eram la Universitatea Danubiană din Krems, Austria, pentru cursul, într-un curs special pe care l-am în fiecare an la această universitate. Master European. European Master exact. In Stroke Medicine. Exact. Și am avut o zi întreagă în care am avut o plăcere imensă să particip alături de părintele unității neurovasculare, cel care de 30 de ani se străduiește să demonstreze existența și funcțiile acestei entități și care, după 2004, și care unitatea a fost sigur că recunoscută după 2004, este vorba de marele profesor Gregory Del Zoppo, actualmente fiind la Seattle University. Și practica a fost o zi întreagă de discuții bazate numai pe unitatea neurovasculară. A fost o plăcere să avem în minte, zice așa, toate dezvoltările științifice care au contribuit la statuarea acestei noi entități și a acestui concept.
Totuși e remarcabil faptul că din moment ce cercetarea are o vechime de 30 de ani, înseamnă că dânsul a intuit atât de devreme, când atunci probabil că un asemenea lucru era de neconceput. Da, era mai greu de înțeles și viziunea mecanicistă clasică domina și domină și astăzi, fiindcă e greu să accepți încet, încet anumite lucruri care par din ce în ce mai neobișnuite. Cunoașterea, practic, dobândește caracter exponențial astăzi. Te miri de la o zi la alta, pentru că tot ceea ce se descoperă reprezintă bază pentru viitoarea cercetare și sigur că această construcție devine din ce în ce mai înaltă și e mai ușor să sar peste limite, având o platformă deja mai înaltă. Prin urmare, aș menționa ideea unității neurovasculare ca fiind schimbătoare de concepție. A doua, să zic, descoperire, să o denumim. Pentru că, într-adevăr, este o descoperire, chiar dacă este de natură funcțională. A doua descoperire e legată de evidențierea faptului că sistemul nervos central, ca și o mașinărie moleculară, ce este el, poate fi influențat direct de conștiință. Și conștiința induce fenomene directe de transformare la nivelul sistemului nervos. Deci conștiința este o entitate, este un concept mai mult filozofic. E greu să-l definești prin prisma neuroștiințelor, pentru că, în general, neuroștiințele merg pe o structură de tip pozitivist. Trebuie să demonstrăm... Fizică, concretă. Da, trebuie să demonstrăm pas cu pas în structura materială unde ne aflăm și despre ce e vorba. Da? Este foarte greu astăzi, sigur că discutând undeva în zona relației de tip cuantic, chiar post-cuantic, ai putea defini mai bine ce înseamnă conștiință. Aceeași problemă și când spunem mintea, da, cea care gândește. De fapt, mintea este o componentă. O componentă a conștiinței. Exact. Și tocmai în acest sens, nu putem să o definim exact, dar o definim cu certitudine. Adică e un paradox. E atât de cert că există, pentru că fără ea n-am putea comunica, de exemplu, da. Dar e atât de greu să o definim prin prisma instrumentelor clasice. Exact. Adică e greu să o definești ca o emanație a materiei nemijlocite. Și avem încă probleme, în mod cert, pe măsură ce parcurgem această etapă de tranziție, în biologie și în neuroștiință ne aflăm cam unde se afla fizica în secolul XIX, la sfârșit, când încerca să găsească soluții pentru ceea ce nu putea fi explicat prin paradigma fizicii clasice. Nu putea explica viteza luminii, nu înțelegeai ce se întâmplă dincolo de fenomenele mecanice imediate. Era nevoie de un salt, nu putea explica fenomenele substanțiale din marea fizică care a urmat în secolul 20, practic, de la Max Planck încolo. Și noi astăzi ne luptăm, ne zbatem undeva la o barieră care, în mod cert, curând va fi străpuns. Și va ține foarte mult de definirea corectă a relației dintre creier ca substrat, minte cu tot cu conștiință și așa mai departe, toate componentele aferente conștiinței. Ce știm astăzi? Că un element care ține pur de modul în care noi ne rafinăm sau ne dirijăm starea de conștiință, contribuie la reorganizarea rețelelor neuronale. Prin urmare, e un concept care se numește astăzi self-directed neuroplasticity, neuroplasticitatea autoindusă. O altă descoperire măsurabilă, științifică, parametrizabilă. Doar mecanismul prin care elementul imaterial, așa zis, pentru noi până acum, în lumina cercetării actuale și înțelegerea actuală, influențează elementul material măsurabil.
Deci nu reușim să înțelegem exact cum ceva imaterial pune presiune asupra unei structuri materiale și o modifică. În anul 2010 v-am vorbit de o persoană mai specială, domnul Michal Leduit, care a fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea și a suferit de o boală destul de gravă, mielită transversă, în urmă cu 20 de ani și s-a recuperat probabil în totalitate, după cum părea mie și în interviurile pe care le-am realizat și le-am difuzat deja anul trecut, în luna decembrie. A revenit, nu știu dacă e o recidivă sau este o altă boală, în 2011 și a fost din nou internat, spitalizat ceva vreme și s-a recuperat și de acea problemă. L-am rugat să îmi trimită o copie după buletinele de analize neurologice pe baza cărora aș dori să povestim, deoarece mi-e foarte greu să înțeleg rezultatele și explicațiile trecute acolo. Să vedem ce înseamnă această maladie, ce pericole există în cazul în care pacientul nu se vindecă și ce alte cazuri cunoașteți dumneavoastră din experiența pe care o aveți. Aici sunt aceste analize. Am parcurs la un moment dat și categoric, dacă e să discutăm, practic nu ne propunem în mod deosebit să discutăm despre o anumită entitate nozologică, o boală, să o denumim așa, e mai mult decât o boală, e entitate. Dar pentru ca telespectatorii să înțeleagă, e vorba de teaca de mielină care protejează... E vorba despre o afecțiune complexă la nivelul modului spinării, care are o etiologie, uneori etiologia în sine e multifactorială, complexă și ține și de o anumită stare și de un status imunologic al organismului, și de un agent care influențează și de balansează într-un anumit mod acest status imunologic și să produce, până la urmă, o distrugere, ca să vorbim pe înțelesul tuturor, să produce o leziune rapid evolutivă. La nivelul măduvei spinării, care prinde măduva fiind mică? La riscul de a fi prinsă, să zic, extensiv și de a întrerupe legătura între etajele subiacente, adică ce se întâmplă sus și ce se întâmplă mai jos, este foarte mare. Și simptomatologia este dramatică, zgomotoasă, poate evolua cu foarte multe complicații și duce la deces și e un pericol, într-adevăr, e o urgență, e o mare urgență neurologică. Din păcate, e greu de controlat pentru că nu-i cunoaștem de cele mai multe ori cauza. Cauza stă în aceste mecanisme complicate care se declanșează și țin de interfața dintre sistemul imunitar și sistemul nervos. Se declanșează niște mecanisme de moarte și un proces inflamator, moarte celulară și un proces inflamator de mare intensitate, declanșat de la nivel imunologic, practic. Ce e important de reținut? Da, există tratamente pentru așa ceva. E greu să spui că există un tratament. Practic e foarte greu de tratat. Nu avem un tratament specific, pentru că, în primul rând, nu este o boală cu etiologie unică. Nu ai o cauză. De exemplu, nu e tuberculoza care este provocată de bacilul Koch și atunci ai un agent care îți neutralizează bacilul Koch. Nici măcar tuberculoza nu este atât de simplă. Ca să dau exemplu a unei boli liniare monoetiologice, pentru că foarte mulți oameni au o infecție cu... Toți trăim cu bacilul noi, dar nu facem decât unii boala. Așa este și problema mielitei transverse. Toți trăim într-un mediu cu diversi stimuli, dar nu toți facem povestea asta. De fapt, asta este povestea predispoziții tuturor bolilor. Să avem... Este povestea întregii patologii umane, în principiu. De ce unii fac, alții nu fac, de ce chiar aceeași persoană ar putea face la un moment dat ceva sau altă dată. N-ar putea face. Noi nu suntem niște stane de piatră, suntem niște sisteme în schimbare care intrăm sau nu intrăm în legătură cu un factor cauzator datorită unor multiple, să zic, situații.
Foarte complicat. Există o știință a complexității care se referă astăzi la studiul modul în care interacționează proteinele între ele. Și e o știință puțin abstractă care se bazează pe matematici înalte și care de fapt ne povestește că sistemele în general interacționează dacă au elemente în comun. Da? Așa numitele copii epitop ale diverselor secvențe ale, între agentul declanșator și organismul uman. Nu toate organismele sunt la fel, nu toți agenții sunt la fel, de foarte multe ori stai într-un autobuz unde toți strănută, da? 50% sunt bolnavi, 50% sănătoși, doar o parte dintre cei sănătoși sunt bolnăvesc. Alții nu sunt bolnăvesc. Așa, da, exact. Așa că lucrurile trebuie privite cu responsabilitate și în realitatea științifică. Ce este cert? Că după ce ai o asemenea suferință ca milita transversă, categoric, rezultatul în general este sechela. Dacă nu te prăpădești, rezultatul este sechela. Sechela... Mi-aduc aminte că îmi spunea în acel interviu că personalul medical i-a propus să facă un experiment și deci aveau ceva care nu au reușit să testeze pe alți pacienți și nu a fost de acord. Și ulterior, pur și simplu, doar i-au asigurat să-l țină în viață, atât. E tot ce puteau face. Și într-o după-amiază, într-o anumită zi, povestea că a depus un efort mental deosebit, care, pe baza căruia a început să își reconfigureze tot ceea ce era nevoie pentru a realiza din nou mișcări mecanice, pentru a îndoi un deget, pentru a mișca o mână, pentru a se putea deplasa și a fost uimitoare povestea lui, pentru că mulți oameni n-au voința aceasta, le lipsește și poate că ar face un lucru bun în cazurile lor, văzând pe cineva care s-a recuperat. Că de oameni care mor de asemenea boală, sigur, nu e un exemplu pozitiv și deprimant, dar el e un exemplu pozitiv. Da, ideea este că probabil că a făcut bine că nu a dat cursul unui tratament experimental, mai ales în vremea respectivă, dar este același lucru și astăzi. Categoric, anumite molecule trebuie testate, anumite remedii, anumite medicamente, dar oricum ajung în ideea de a fi inclus într-un trial clinic, într-un studiu clinic, numai după ce se demonstrează un profil de siguranță extraordinar. Pe noi ne interesează, în primul rând, ca un medicament testat să fie sigur. Mai puțin ne interesează să fie eficient în prima fază. Ca noi să-l putem testa și măsura pentru eficiența lui, întâi trebuie să-l testăm de 100 de ori pentru siguranță. Abia ceva foarte sigur va fi măsurat pentru eficiență. În al doilea rând, e greu de spus dacă acea stare de introspecție sau efort de voință a dus la declanșarea procesului de vindecare. Procesul de vindecare, în general, începe imediat odată cu procesul lezional. Întotdeauna este o luptă între leziune și regenerare. Există o competiție între aceste două sisteme. Practic, nu sunt altceva decât o manifestare a acelui sistem. Ele sunt doar funcțional opuse, aceste procese. Da, procesul e foarte interesant. Vorba de niște faze care... Sigur că da. Adică, în permanență, într-o succesiune. Practic, în sistemul nervos și în orice sistem din organism, da? Sistemul nervos, de fapt, ce înseamnă procesele patologice? Procesul patologic nu vine de undeva din afară și să intră în tine și începe să... Nu. Se întâmplă ceva care debalansează niște mecanisme care funcționează. Un program biologic. Procesul patologic este o debalansare a
a unui proces normal. Deci noi nu trebuie să privim ca pe ceva străin nou. Nu, este un dezechilibru instalat într-un sistem. Ce înseamnă procesul de vindecare? Readucerea sistemului într-un echilibru. Acest lucru e foarte complicat. Organismul în sine are toate resursele de a se vindeca în general. Numai când acest dezechilibru este foarte mare, resursele organismului fiind depășite, așa numitul stress response, răspunsul la stres, care este o mică parte din ceea ce astăzi noi denumim reacția endogenă de apărare, endogenous defense activity. Acestea sunt conceptele moderne. Deci procesele fiziopatologice ca inflamația, apoptoza, excitotoxicitatea, perturbările metabolice, toate acestea nu sunt decât deviații a unei funcții biologice normale. Deci, prin urmare, noi nu trebuie să omorâm pe cineva acolo, vreun agent cauzator. Exact. Că asta a fost de o mare dată, de paradigma. Lumea s-a speriat de microbi, credând exact. Că microbii sunt de vină. Nu microbii sunt de vină. În general, nu sunt microbii de vină, pentru că, în general, microbii sunt peste tot. Trăiesc cu noi, noi cu ei. Chiar de ordinul sutelor de trilioane. Sigur, și trăim într-un echilibru. Exact. De cele mai multe ori, pentru cele mai multe patologii, de vină este organismul. Abordarea de tip violent nu este întotdeauna o soluție violent terapeutică. Da, dar să te îndrepți exact. Împotriva agenților. De multe ori și prin urmare e foarte clar că e așa, fiindcă foarte multe boli, cel puțin în patologia neurologică, nu sunt niște suferințe cauzate de un ceva, ci sunt suferințe cauzate de dezechilibrele la care noi am ajuns, la care organismul a ajuns. De cele mai multe ori. Da. Și atunci tu nu ai împotriva cui să te îndrepți, pe cine să-l faci vinovat, vrând nevrând, de suferința ta și împotriva. Poți să faci, dar nu vei reuși să tratezi. Exact. Nu vei reuși, pentru că nu aceasta este realitatea. Aici ne aflăm. Drept pentru care o parte din bolnavi întotdeauna reușesc, alții nu reușesc să se vindece, depinde de foarte mulți factori. Da, știți ce e interesant sigur, aici? Și factorul mental are o importanță extrem de importantă. Este foarte interesant faptul că sunt mulți oameni care fac confuzie între simptomele din faza acută și simptomele din faza de vindecare. Și atunci dacă iei medicamentul greșit, în loc să dai, că sunt de două feluri, simpaticomimetice și parasimpaticomimetice. Și în funcție locuri, de cum? E doar un exemplu să zic așa extrem de simplist. A modului în care niște molecule acționează în mod antagonic. Da. Că dacă le dai invers, atunci aș strigi mai rău de cum era. Deci ele nu acționează antagonic. Efectele lor, ele sunt într-o perfectă armonie, pentru că ai nevoie de un dirijor care să spună fiecăruia când se intră în acțiune. Pentru că altfel nu poți să concertezi funcțiile. Ei sunt doar niște agenți ai balansării funcțiilor, aceste molecule. În sine, tu dacă nu intervii în program, degeaba tu administrezi niște agenți ai unora și ai altora, pentru că nu vei ști când și cum. Exact cum foarte bine ați menționat. Și atunci, luate fără această cunoaștere, fie se prelungește boala, fie vindecarea poate să apară, dar după o perioadă mai extinsă de timp. Și tot prin efortul organismului. Tot prin efort, exact, pentru că medicamentul numai inițiază niște lucruri. Medicamentul de foarte multe ori poate crea mai mult rău decât bine, dacă nu este administrat cu știință, într-o cantitate exact cât trebuie și o perioadă fix cât este nevoie. Ceea ce e foarte greu de apreciat. Prin urmare, nu e ușor. Medicina rămâne o artă. Noi avem o mare tentativă de a o transforma complet în știință. Dar există și o artă, pentru că de fapt tratăm oameni, indivizi. Nu tratăm până la urmă boli. Pentru că bolile au aspecte diferite în diferite organisme, au deznodământ diferit, au grad de periculozitate diferit, au evoluții diferite. Deci, în principiu, e foarte greu. Trebuie să individualizezi. Evident că avem foarte mare nevoie de niște repere
nu poți să n-ai repere. Reperele se construiesc pe niște principii științifice și noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce numim evidence-based medicine, medicina bazată pe evidență. Dar medicina bazată pe evidență este doar o linie a orizontului care îți arată cam pe unde ar trebui să fii, dar întotdeauna medicul nu este de fapt un administrator. De asta învățăm atâtea lucruri, învățăm fiziopatologie, învățăm farmacologie, da? Nu ești un administrator să te uiți numai în guideline și să spui, tu ai avut pac, 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 am bifat, vei primi. Nu există așa ceva. Trebuie judecat cazul. Exact. În principiu. Drept pentru care acest distins domn și problema lui de sănătate nu reprezintă decât o confirmare a ceea ce spuneam astăzi. A intrat într-o nișă de dezvoltare, de combinații de factori care au permis un anumit grad de recuperare și regenerare. Probabil că recăderea, din câte m-am uitat, recăderea domniei sale era de o cu tot altă natură, care doar fenomenologic se manifesta cu deficit, da, dar deci, nu era datorată bolii. Deci nu e o recidivă. Nu este o recidivă, da, ci era o polineuropatie. Sigur, de un caracter puțin mai deosebit și mai ciudat, la fel cum și prima lui boală a fost de un caracter mai ciudat. Lucrurile, de fapt, au mare legătură cu ce discutam mai înainte. De foarte multe ori, dacă ne facem automedicație sau dacă chiar urmăm un anumit tratament prin prisma mijloacelor disponibile la ora actuală, ați menționat antiinflamatoarele, da? Inflamatoarele sunt tot niște medicamente chimice cu un singur mecanism de acțiune care intervine, le pot să te ajute la un moment dat. Dar și ele influențează procesele endogene foarte mult. Organismul are programele lui de a încerca să se vindece. Cea mai înțeleaptă manieră terapeutică este practic bazată pe o înțelegere cât mai profundă a mecanismelor endogene și să încerci să le ajuți cât poți de, să zic, de biologic, da? Fără intervenții brutale. Intervenționismul medical, care este foarte mult la modă, mă refer prin prisma farmacologică. Da. Da? De foarte multe ori produce efecte adverse. Știm lista lungă de efecte adverse a tuturor drogurilor, medicamentelor. Și atunci, de cele mai multe ori, printr-un management foarte bun, individual, o schimbare în atitudine, o schimbare în modul de viață, o schimbare în alimentație, o schimbare în modul de a privi lucrurile, poți să te ajuți imens. Este o realitate. Nimeni nu poate să o nege. Da. Ea face parte din tratament. Și referitor la acel mecanism special... Referitor acum. Ideea, da, este următoarea. Cred că lucrurile sunt foarte bine și foarte clare și foarte valabile până la urmă, pentru că între viu și neviu este o mare deosebire. Între viu și neviu, ca să execuți o anumită operațiune, un proces de un anumit tip în domeniul fizic, chimic, da? Ce să zic așa, să concentrezi calciu din ceea ce mănâncă o găină, de exemplu, da? Să ajungi să faci o coajă de ouă, dacă ar fi, ai avea nevoie de un accelerator atomic uriaș, de tot felul de... Deci nu, nici n-ai reuși. Ar trebui să consumi cât e de mic. O găină e mică, ea face un ou, mănâncă ceva și face un ou. Și chiar Vran a testat că dacă îi dă mâncare fără calciu, ea și îl fabrică. Sigur, este foarte simplu. Adică nu cred că mai trebuie să reinventăm apa și focul, doar să observăm. Să vedem că viul are proprietatea de a genera fenomene și a genera în real, da? Deci a genera fenomene absolut măsurabile, da? Și reale, palpabile, care sunt indubitabile și evidente. Că nu poți nega evidența. Aici e farmecul lucrurilor bazate pe evidențe. A, că tu încă nu poți să sintetizezi povestea și tu nu știi ce se întâmplă, cum face găina să, da, facă, da, o problemă. Asta este... Încă nu știm. Deci, practic, asta înseamnă biotransformarea. Să produci ceva cu aparent puțină energie,
să produci ceva nemai văzut și imposibil prin procedee obișnuite, non-biologice. Exact. Asta este. Da. Și sigur că producem. Însă și faptul că noi, probabil creierul nostru produce într-un fel sau altul, sau are o relație, sau probabil că el produce conștiința. Da? Cum descrie această relație și cum, prin ce, care sunt toți pașii? Nu știm astăzi. Poate cândva vom putea să-i definim. Pe scurt, da? Există evidențe care nu pot fi negate și care sunt substratul și baza vieții. Astea sunt evidențele. Faptul că noi suntem aici și vorbim e o evidență. Da? Faptul că acea găină face un nou e o evidență. Faptul că noi nu putem să ne explicăm anumite lucruri cum de aceasta se întâmplă, nu este o dramă, pentru că probabil în timp vom reuși să descoperim cum se întâmplă. Pentru asta însă avem și noi de o mutație în gândire. Da? Și da. Să reușim să probabil că mai avem de lucrat până să reușim să aducem lucrurile la un nivel de abordare care să ne permită evidențierea acelor mecanisme fine care transced, da, biologicul material și efectele măsurabile sub formă de conștiință și alte lucruri mai greu comensurabile. Pentru că aici, cu această ocazie că încercăm să implementăm și un grant de cercetare și să facem niște analize genomice urmate după aceea și de alte analize la care voi participa acolo când voi fi invitat la Houston, să reactualizăm și cercetările lui Kervran, pentru că transmutația elementelor în regnul mineral, vegetal, animal și uman este o realitate, da, care nu și, poate fi negată. Și bazată pe legi diferite. Exact. Sunt principii diferite. Da. Ele au fost oprite din lipsă de fonduri și poate și din lipsă de interes. Acum, până prin anii 70, când Kervran și-a publicat cartea, s-au făcut o serie de cercetări, însă cu o aparatură mai puțin performantă. Eu cred că acum e momentul să revenim asupra lor și să le regândim și repune în discuție. Da. Tot timpul este momentul să revenim asupra ceea ce nu știm. Numai nu știm nici astăzi dacă tehnologiile actuale, modul nostru de a gândi, interesul pe care l-au cei ce finanțează cercetarea este îndreptat spre realizarea acestor deziderate. Există diverse priorități, da? La diverse momente istorice. Până în urmă cu câțiva ani, nici nu aș fi sperat vreodată să intre în atenția unui laborator asemenea idei care le-am pus în carte și mai mult, ele sunt educabile, sunt transmisibile. Da. Deci la modul în care le-am descris, alți cititori care doresc să fie și practicanți în același timp au șanse de reușită. Categoric. Chiar s-a și întâmplat acest lucru, numai nu pot să dau toate datele într-o singură emisiune, dar s-a și întâmplat. Ele sunt de bun simț, ele sunt de bun, sunt observabile, sunt măsurabile, despre ceea ce vorbeam. Sigur că dacă un colectiv are preocuparea aceasta, înseamnă că într-adevăr vrea să se îndrepte puțin mai mult spre miezul cunoașterii. Adică nu numai lucrurile de suprafață. Să ne tot învârtim, să cercetăm lucruri care țin practic de mai mult de formele de manifestare și consecințe ale ceea ce se întâmplă, decât cauzele profunde. Depinde. Totdeauna și granturile sunt de cercetare, sunt emise în baza anumitor statement-uri. Sunt niște interese care trebuie acoperite. Exact. Adică există niște ținte de cercetare. Cineva, dacă dă niște fonduri pentru ceva, spune, eu vă dau să studiați, vă dau banii ăștia ca să faceți acea treabă. Nu te poți îndepărta de ea. Pentru că ăla este scopul tău.
Pentru aceasta a fost emis grantul. Și atunci asigur că rămâi cumva, să zic așa, perimetrizat. Fundația Națională de Științe din Statele Unite are publicat pe website-ul ei de câteva zile un titlu foarte interesant, m-a surprins chiar, și anume, e lung, dar o să încerc așa să sintetizez doar o foarte mică porțiune, și anume cercetări neobișnuite în biologie și așteaptă propuneri. Acum, nu știu cât de neobișnuite pot să fie acestea, la un moment dat precizau și ceva de genul cercetări riscante, în sens din punct de vedere financiar, pe care ei ar dori să le acopere. Investiții riscante în cercetare. Da, de fapt, da. Riscul se referă la riscul investiției. Investiții, da, corect. Da, 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 da. Categorică, de fapt, ce se întâmplă? De fapt, aceasta reprezintă o reacție la o anumită plafonare, la o anumită limită pe care am atins-o. Adică e nevoie de un salt. Știm foarte multe lucruri, dar mai probabil că nu le-am asamblat cum trebuie. Nu avem viziunea întregului. Nu există o viziune a întregului, o viziune holistică. Da. Probabil că în curând, multă imaginație, există multă muncă, dar puțină parte de creativitate integrativă. Va veni și aceasta la un moment dat. La toate le vine rândul. Asta e prima propunere pe care am găsit-o până acum. Sigur că e o stimulare. De ordinul mii de titluri de grant. E un proces de stimulare a acestei gândiri creative în cercetare, în biologie, tocmai pentru a forța puțin și a sparge bariera aceasta care ne îngrădește astăzi. Telespectatorii nu știu, dar eu înainte de a fi observat de către unul din profesorii de la Houston, publicasem într-o altă revistă, nu o revistă de impact, într-adevăr, era doar online, acel articol de 17 pagini în International Journal of Emerging Sciences, așa îi spunea. Da. Și ulterior, după ce am făcut acea discuție cu Bruce Lipton în februarie 2012 și am conversat și pe acel forum ResearchGate, unde sunt înscriși peste 900.000 de oameni de știință din lume. Cam toți acești factori împreună au atras atenția asupra modului în care am prezentat eu experiența de viață de 16 ani, în care am căutat să aflu un răspuns la una, două întrebări. Da. E absolut laudabil și cred că viitorul ne va lămuri multe din întrebările pe care le avem. Nu toate, categoric. Nu toate. Pentru că cunoașterea este infinită. De fapt, știința nu este altceva decât un continuu efort de a te apropia de adevăr. Asta este, practic, una dintre cele mai simple și frumoase definiții ale științei. Dar, categoric, te poți apropia de adevăr și prin alte căi, nu numai pe calea științei. Și prin artă, alte tipuri de manifestări. Dar știința reprezintă calea sistematică. Am mai prezentat telespectatorilor un film în care unele lucruri mi-au rămas mai puțin clarificate. Am aici câteva desene legate de modul în care diverse zone ale creierului sunt responsabile cu funcționarea anumitor părți din organism. Avem aici, de exemplu, legat de vezica urinară, de stomac, de... Deci există această corespondență la nivelul creierului. Întrebarea mea ar fi legată de o anumită apariție pe scanarea fără contrast, tomografie computerizată fără substanță de contrast, în care s-a observat
de peste 30 și ceva de ani. Același, în ghilimele, defect, dar nu, totuși nu e un defect până la urmă. S-a văzut că apar niște cercuri concentrice, niște sectoare circulare. Și au început să se facă conexiuni, să se vadă în ce măsură aceste zone care sunt cuprinse de acele sectoare au legătură cu anumite afecțiuni ale pacientului. Și respectiv, când ele dispar, dispare și afecțiunea. Și de acolo cineva a dedus că ele nu sunt defecte de aparat sau de interpretare soft, ci are loc un fenomen la nivelul creierului care nu a fost înțeles la vremea aceea, prin anii 80. În anii 80 și mai târziu, tehnologia aceasta categoric nu era extrem de performantă. Astăzi avem o tehnologie mult mai performantă, dar în lumea științifică de top e foarte puțină preocupare despre această, să zic, găselniță, fiindcă avem astăzi la dispoziție tehnologii de explorare a funcțiilor creierului mult mai sofisticate. De exemplu, astăzi analizăm prin positron emission tomografie partea de funcționare generală a creierului și nu s-a dovedit că ar exista asemenea insularizări de acest tip. De altfel, ceea ce descoperim pe zi ce trece este informație și cunoaștere complet în dauna gândirii localiciste. Astăzi, din ce în ce mai mult, înțelegem, funcțiile sunt distribuite în foarte multe zone din creier. Există așa numită teoria reșirii reprezentării, există diverse niveluri în care aceeași funcție este reprezentată. De foarte multe ori, zone pe care le considerăm absolut dedicate unei funcții, după lezare, se poate întâmpla ca respectiva funcție să fie preluată de niște regiuni din creier la care nici măcar nu ne-am gândit, doar că mai de mult nu știam. Astăzi, cu o rezonanță magnetică funcțională, cu o tomografie cu emisie de pozitroni, cu alte tehnologii, vedem că, de fapt, creierul este o entitate cu capacitate echipotențială de regenerare. Nu avem probleme. Sigur, situația e alta la nivelul măduvei spinării. Și fiecare regiune a creierului are posibilitățile ei specifice și nivelul ei specific ierarhic de a se regenera sau de a produce transfer de funcții în altă zonă. În esență însă există o capacitate mult mai difuză și mai mare decât ne imaginam în trecut de a prelua funcții lezate. Teoria localicistă se topește din ce în ce mai mult, da? Tehnologiile noi îți descriu lucruri nemai văzute de la o zi la alta și suntem surprinși de ce descoperim. Prin urmare, chiar și experiențe, să zic, mult mai primitive și mai mecanice ne uimesc. Doar gândirea lor și aplicarea lor trebuia făcută. Să vă dau doar un exemplu, da? În experiențe de inducere a leziunilor, așa numitele leziuni seriate la nivelul creierului, am observat că, de exemplu, dacă lezezi partea stângă care deține o funcție împreună cu partea dreaptă care răspunde, să zic, pentru o funcție similară, deci lezezi ambele zone ale creierului concomitent la un subiect. Iar la alt subiect lezezi întâi o parte, aștepți și o lezezi pe cealaltă. După un număr de zile, să zicem o lună, tu ai doi subiecti identici cărora le lipsește aceeași parte din creier. În esență. Da. Dar
efectul funcțional e cu totul diferit. La acel subiect care a primit o leziune concomitentă, nu mai are regenerare. Pe când la acel subiect care a primit leziune seriată, ai compensare de funcție. Deci ce înseamnă asta? Că între momentul primei leziuni și cele de-a doua leziuni, în subiectul cu leziuni seriate, a avut loc o regenerare. S-a produs ceva. S-a întâmplat ceva care a permis conservarea funcției. O mutare de lucruri, că în esență la sfârșitul perioadei la un delta T, tu ai doi subiecti identici lezați. Doar consecințele leziunii sunt cu totul diferite, pentru că s-a produs în mod diferit. Asta se numește paradigma leziunilor seriate, care de fapt ne arată cât de complexe sunt lucrurile și ce puțin știm. Da, e fascinant, e sigur că e da. Extraordinar, e extraordinar. Da. De exemplu, foarte utilă mi s-a părut informația conform căreia un om obișnuit, care nu e specialist, dacă știe ce destructiv poate să fie o anumită manifestare a stresului, poate că el, cunoscând această informație, ar putea avea posibilitatea să contracareze din timp o parte din efecte, chiar dacă nu în totalitate. Cea mai destructivă formă de stres este aceea când apare brusc, e foarte acut și a treia condiție, ești în izolare, nu discuți cu nimeni sau n-ai posibilitate să discuți cu nimeni. Și asta este una din formele de stres care pot să determine apariția unor afecțiuni grave. Dar dacă apuci, de exemplu, să-l discuți cu cineva, poate să fie o formă de stres cum se întâmplă oricui. Dar dacă apuci să-l discuți, atunci deja o mare parte din efectele lui vor fi contracarate. Da, într-adevăr există foarte interesante, să zic, idei în știință din acest punct de vedere. Și atunci apăreau cercurile alea concentrice, da. La scurt timp după asemenea forme de stres. Ideea e că astăzi și există, chiar am făcut recent un review la un articol foarte interesant în revista de International Review of Medicine and Philosophy, un jurnal internațional de medicină și filozofie, asupra modului în care conștiința împăcată te păzește de boli și conștiința încărcată declanșează boli. Da. Problema este dacă posesorul conștiinței e deranjat de ceea ce face sau nu. Aici este problema. Da? Adică dacă ai o mustrare de conștiință sau nu. Cei ce n-au nicio mustrare de conștiință, de nici într-un punct de vedere, se pare că trăiesc destul de sănătoși. Cei ce au mustrări de conștiință au probleme. Cei ce trăiesc în lumina unei moralități conforme cu glasul lor interior sunt mai sănătoși decât cei ce nu. Da, exact. Trăiesc și au oarecare conștiință încărcată asupra activităților și lucrurilor pe care le fac în viață, care nu sunt conforme. Adică cantitatea de compromis care trebuie să o faci sau cantitatea de rău. Interesantă relația dintre calitativă și cantitativă dintre conștiință și somă. Câte mistere ne mai rezervă creierul și înțelegerea lui? Impredictibilă cantitatea misterelor. Cu cât descoperim mai mult, cu atât ne dăm seama că mai avem mult mai mult de înțeles. În principiu, probabil, cunoașterea practic este inepuizabilă. Și cred mult în această paradigmă.
Ne putem apropia, dar e un proces asimptotic, ca în matematică, foarte greu. Nu cred că vom ajunge să o cunoaștem în totalitate. Important este să înțelegem niște principii. Dacă am înțeles principiile, atunci am făcut un mare pas înainte. Dacă n-am înțeles principiile, oricât de multe aspecte tehnice ai acumula, oricâtă informație ai acumula, da, nu reușesc să rezolv nimic. E ca și cum ai avea o infinitate de mare de cărămizi, dar nu reușești să construiești niciun edificiu. Ai doar foarte, foarte multe cărămizi. Multă, multă, multă informație. Numai să înțelegi niște principii. Înțelegerea principiilor este mult mai importantă. Ea este prevalentă. Astăzi asistăm, să zic așa, din păcate, la o expansiune uriașă a cantității de informații. Da? Dar nevoia de a organiza această informație la un moment dat este foarte mare. Așteptăm salturi și salturi și salturi care se vor produce. Deci, probabil că observația mea de mai devreme că se simte acea plafonare ce trebuie depășită. Da, da, da. Și atunci de aici au apărut și aceste necesități de a cerceta zone care până acum au fost... Oarecum nu le-a venit vremea. Nu le-a venit vremea. Da, nu le-a venit vremea. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o discuție fascinantă și utilă, chiar la modul practic aș putea eu adăuga, deoarece acum dumneavoastră vă puteți forma o nouă viziune asupra universului, vieții și sănătății. Așadar, nu mai suntem victime ale naturii care depindem de un număr fix de neuroni, nu suntem victimele genomului nostru, avem resurse și mecanisme de refacere și vindecare neuronală despre care nu am bănuit că ar putea exista și am aflat lucruri uimitoare despre acest organ misterios numit creierul. Îi mulțumesc domnului profesor David Mureșanu pentru participare și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.